Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Iată și testul cu o nouă variantă a lui Honda Civic, o variantă cel puțin ciudată. Dacă mi-ar fi spus cineva acum câțiva ani că sub capota lui Civic va sta vreodată un motor de 1 litru, nu l-aș fi crezut în veci. Adică, serios, până de curând îți dădeau motoare de 1,8 litri aspirat. Acum povestea s-a schimbat un pic, dar mai multe aflăm imediat ce ne suim la volan. Cheie, total neinteresant, încă ai descuiat probagaj. E aceeași de 20 de ani? Probabil, nu știu, nu mă pasionează sunt cheile. Sunt convins că există și keyless. Nu mă pasionează cheile, hai să întrebăm fetele dacă fetele ne cer cheile, de fapt, în comentarii. A pornit ca un diesel, dar este de fapt? E un motor pe benzină. A pornit ca un diesel și după aia gata, s-a potolit. Se mai simte așa un pic. A, gata, știu. Deci, la cum trepidează, intră aerul condiționat. Și singurele motoare la care trepidează motorul când intră aerul condiționat sunt motoarele mici. Nu, dar nici se simte. E dat off. Da. Bam, 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 bam. Nu vezi doar care conțea, da. Băi, ce crezi că numai tu știi? Este un motor clasic de 1 litru, 130, 129 de cai putere, 200 Nm cuplu în 3 cilindri. The heck? Da. Un litru? Downsizing. Și este de la divizia de motociclete al lui Honda? N-are nicio legătură. În câți cilindri? 3. Așa sună. Fantastic. Vezi că ai dat-o un sport din greșeală și mie mi se mai întâmplă. Sport? Deci sigur nu e de motocicletă? Ai să râzi, dar motorul nu se mișcă rău. A sunat ca Matizu acum. Da. La plecare. Nu e așa? Da. Ca la Matizu. Sună motorul jumate de V6. La un moment dat nu sună rău când vrei să o alegi mai tare. Ce înseamnă să o alegi mai tare în mașina asta? Să o alergi, să mergi tare cu ea. Auzi, eu încă nu mă împac cu ideea asta, deci tetiera efectiv îmi împinge freza înainte. Uite. E normal? Păi nu mai e normal? Poți să o lași mai jos cu totul de aici. Dar nu poți să o lași mai jos, că am încercat. Bine, la noi e și camera de filmat. Da, da, uite că dau cu capul în ea. Așa. Și cu start-stop. Așadar, suntem la bordul unui Civic cu motor de 1 litru. Da. Japonezii care au mânat cel mai mult downsizing-ul au făcut un stil mare acum, au dus pe clasa compactă motorul de 1 litru. Nu înțeleg! Ajută-mă să înțeleg, tu ai condus mașina asta. Înainte să încep să o conduc, în afară de sunetul ăla de Matiz, pardon, de jumătate de V6, cum îi zici tu, există ceva interesant la motorul ăsta? Nu. Tocmai de aceea o să recomand încă de la început motorul de 1,5 litri, 180 de cai putere, care din testele mele a consumat... La fel? Chiar mai puțin. Chiar mai puțin, nu? Da. Deci motorul ăsta de 1 litru practic este ca să facă mașina și mai ieftină, și la taxe, și la impozite, și la achiziția inițială. Nu e motor rău și răspunde bine, mai ales că e cuplat la o cutie CVT, nu e la o cutie cu dublu ambalaj, de exemplu. Dar simulează treptele dintr-o cutie automată. Da, corect. Deci tu zici că e CVT asta? Da, e cutie CVT. Deci un litru cu CVT. Nu simulează, doar dacă vrei tu să simuleze, dar poți să mai schimbi din padele, care sunt inutile. Vedem pe un CVT. Uite, vezi că rămâne 4000 de ture și face viteză. Și face viteză... Constant. Constant. Adică nu, motorul nu începe să obosească. Așadar, un litru, 129 de cai putere și o cutie CVT cu infinite multe rapoarte și cu niște clapete care practic te ajută să controlezi un pic mai bine turația mai degrabă decât treapta de viteză, pentru că dacă o să dau, uite, mi-apare un D4 acolo și s-a setat la 3000 de rotații pe minut din calculator ca să răspund un pic mai repede. Dar mașina asta nu este despre răspunsul sportiv, deși sunt convins că vei fi tentat să turezi un pic jumătate de V6 și tu spune că ai încercat. Are 130 de cai putere pe hârtie, se simt. Pe hârtie. Se simt, dar nu se simt foarte prezenți. Uite, am dat în sport și în S, adică în S, nu sport, în S, am dat în S. Da, de la deci, satana, de ai D de la dracu, du-te, bă, și S de la suge, bă. VIP, bă. De fapt, nu, suge benzină. Da. În modul S suge benzină. Și asta ar înseamnă că stă un pic mai sus în ture și ați să răspundă când fac așa, nu? Ceea ce nu e rău pentru motor de 1 litru. Marian. Ai sărit repede de la 40 la 60. Și totuși, când o să mă bucur de cei 129 de cai putere? Păi când te bucuri, George? Când o să vezi factura aia, că vine factura de la leasing.
Factura de la ture. Da. Nu, de asta te bucuri, e un motor pentru cei cărora nu le pasă ce motor sub capotă. Aha! Și acum ai vorbit. Așadar, motorul ăsta este motorul de care nu-ți pasă că e sub capotă, că oricum mașina merge. Da. E confortabilă? Te deranjează suspensia cu ceva? Nu mă deranjează. Direcția te deranja cu ceva? Nu, este exact cum aștept să fie la o mașină de oraș. Ok. Soft, dar volanul destul de sport, așa. Te interesează că ai CVT? Nu. Te-a deranjat cu ceva? Te-a încurcat? Te-a deranjat cu zgomotul, cum fac alte cutii? Nu. Simt... Mucește câteodată, dacă iei piciorul din accelerație brusc. Așa. Dar foarte rar. Dar cea mai mare parte a timpului nu smucește. Ui, și nu... În 2000 de ture nu simți că schimbă vitezele, pentru că nu schimbă vitezele. Aerul condiționat merge, ai o jumătate de climă pe partea ta, jumătate de climă pe partea mea, încălzire în scaune, cruise control adaptiv. Cruise control adaptiv, Marian? Da, cu lane assist, adică ține și banda. Și am un bord digital, ăla un ecran acolo. Da. Și încă un ecran aici. Da. Și toate chestiile astea la numai 21.500 de euro. Cu TVA inclus? Fără discount. Fantastic. Deci tot ce vezi pe mașina asta, și asta e mișto la Honda, la Civic, deși prețul inițial de achiziție destul de mare, primești foarte multe dotări. Tu știi culoarea de pe mașina asta costă la Mercedes 8.000 de euro? Da, e genială culoarea. Exact. Am primit complimente de la fete în trafic pentru culoarea asta. Bine, da. Complimentele cât erau pentru ochi, dar... Desigur, dar culoarea, să știi că de fapt nu este o culoare. Femeile sunt obsedate de nuanțe. Asta nu este o culoare, griul nu e o culoare. Da. Asta nu știu dacă e gri, că bate și în verde și... Nu m-am mai întrebat de culori, că am avut o discuție. Da, exact. Tot weekendul de Paște, îți plac ouăle astea verzi, dar sunt roșii. Oh, Marian, nu acum, nu te-a dat de gol. Mai avem un pic. La momentul la care facem noi review-ul, Marian se antrenează pentru a conduce pe un litru. Da, exact, mașina mea de curse de anul ăsta are motor de un litru. Diferența între cei 2 litri, ca să zic așa. Da, care este, Marian? Să faci 2 sticle de suc. Deci cu Civic-ul ăsta și cu mașina Marian de curse, practic îți iese de un pet la 2 litri. Păi motorul ăsta are 1 litru și turbină și are 130 de cai putere. Motorul celălalt are 1 litru, n-are turbină și are 190 de cai putere. Da, dar ăla este motor de? Motocicletă. În câți cilindri? În 4. Și aici avem 3 litri cu o turbină mai mică, optimizat mai degrabă pentru consum. Și dacă tot vorbim despre consum, hai să le spunem oamenilor ce interesează. Dăm voie să te ajut pentru că este Honda. Am nevoie de 3 mâini pentru... Amă că e interesant. Uite și tu ce frumos se schimbă chestiile alea în bord. Mie îmi place. I, A, nu, ok, enter. Nu apăsa enter, că acolo schimb... Ba da. Ba da. 8,9. În oraș. De când? De... Mă, tu ai fost la Fetești, că mai sunt doar 60 de litri, 60 de kilometri în bord. Da, ai dreptate. Ai fost la Fetești, nu? Da. Eram sigur. Cum a fost ouăle la Fetești? Ok. Roșii. Bun, hai totuși să facem ceva. S. Depășire. Am depășit. Gata. Nu răspunde rău. Și dacă tot vorbim despre depășire și demaraj și astea, hai să vorbim un pic despre suspensii. Suspensiile sunt setate mai degrabă soft pentru oraș, dar sunt curios dacă mașina asta, atunci când scoți 130 de cai putere, practic undeva pe la 5500 de rotații pe minut, condus așa la clapete mai degrabă ca să o ții sus în ture, cum răspund suspensiile? Măi, mașina este fun to drive din fabrică. Pentru că e Civic. Pentru că este Civic. Nu este la fel de distractivă ca Civicul cu 1,5 litri, 180 de cai putere în varianta Sport sau Sport Plus. În niciun caz nu seamănă cu Type-R-ul, e altă mașină. Normal, dar nu stă rău pe șosea. Adică e compromisul cel mai bun între confort și, dacă vrei, și un pic de sportivitate. Dacă vrei mai mult de atât, din start trebuie să te uiți la 1,5. Ok, și hai să venim un pic și la interior, că începuse să vorbim despre chestia asta. Uite, eu recunosc carcul ăsta de cerc, care încă de acu două generații de la FN2. Și este așa circular și vine și de pe ușă. Și îmi plac straturile astea, straturi de pe bord. Materialele arată ok, sunt de bună calitate. Cel puțin mă păcălesc bine. Poliuretan cusut. Poliuretan cusut, da. Și un plastic tare care se zgârie în partea de jos. Da, se zgârie ușor. Dar spațiul de depozitare de aici, de sub sistemul multimedia, mi se pare spot on. Le-a ieșit ca lumea. Este cu un răftuleț aici și cu o gaură prin care ajung la încărcătoare, prin care poți să-ți agăsi cablul de telefon pe aici, să stai cu telefonul. Ce-o fi fost în capul lor, nu știu, dar le-a ieșit, pentru că aici încape orice fel de telefon. Și una dintre puținele mașini care poate acomoda și fablete. Aha. 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 Exact. Și dacă ai ventuză, poți să-ți pui propriul tău telefon
pe display-ul mașinii, pentru că oricum rezoluția lui pare dintr-un film mai vechi. Mm-hmm. Nu? Da, e, te aștept să rulezi și jocuri MS-DOS aici pe ecranul ăsta. Da, Pac-Man și hai Tetris. Hai că putem să-l iertăm, pentru că dacă ai telefon mai nou cu Android sau iOS, ai și Apple CarPlay. Cu touchscreen. Și Spotify. Și funcționează. Da. Și câtă vreme merge Waze on board, nu te mai lăsați altceva. Da, nu avem Waze, dar... Avem valoare. Avem valoare, cel puțin. Bine, pe Android, tu. Tu ești pe iOS încă, așa că e ok. Nu suntem toți perfecți. Dar stăteam și mă gândeam la o chestie. Dacă oamenii care... judecă. Care se auto-judecă. Ai sheep. Păi nu, de tine ai zis că... Da, și eu sunt. Ce? Tu știi ai sheep? Da, și eu. Gata. Așa, cum se aude, în afară de basul de la sonerie? Avem 8 difuzoare în această mașină, se aud ok. Le-ai verificat tu? Da. Așa? Se aud cum trebuie. De ce? Nu e nevoie de extra calibrare. Puțin cam mult bas. Tu ai umblat la setări? Nu, nu am umblat la setări. Îmi place că pe lângă touchscreen ai și niște zone tactile aici prin care poți controla meniul. Meniul care seamănă foarte mult cu ce am mai văzut anterior. Odată ce l-ai setat prima oară, uite de ele, pentru că sunt total interesante. Important este partea asta de Android Auto și de CarPlay, iar partea de climatizare de desubt cu butoane mari intuitive și cu sincronizare. Aer condiționat, așadar, automat, pe două zone, cu încălzire în scaune, două USB-uri care pot încărca telefoane, spații de depozitare ascunse unde să-ți uiți chestii. Da, cotiera asta care este genială, deci uite și te țin pe toată mâna în ea. Fantastic, acolo poți să-ți uiți mâna. Și două cup holdere în care poți să spui și să-ți răstorni cafelele fără probleme, pentru că poți să le scoți cu totul. Poți să, tu știi că poți să scoți chestia asta aici? Da, da, da. Iese de aici. Fantastic. Nu mai știu cum, dar nu scoate acum. Textil aici, așa, la zona de contact. Și uite, vezi, dacă vrei să stai așa, este ok. Este confortabilă și prietenoasă, adică nu ai plastic la zonele de contact. Ai piele pe volan, textil pe cotieră și pe ușă și câteva chestii inserții mai degrabă din plastic, foarte puțin aluminiu, mai spre deloc așa. Da, și sunt câteva detalii interesante. De exemplu, îmi place că poți să descui mașina de aici și de aici și de pe ușa pasagerului. Știi că lași pasagerul mașină singur, te duci să cumperi repede ceva, da, și să nu-i fie... Bine, a rămas acolo și de ce? Că mașina se vinde foarte bine în Marea Britanie. Și oricum se vândă și pe ambele piețe, și în Europa și în Marea Britanie, și atunci au zis să fie și colo și colo. Cred eu. În rest, uite, mergi cu mașina constant, 50 de km pe oră, n-auzi motor. La 50 de km la oră, stă în 1400 de rotații pe minut motorul și este liniștit, e cool. Da. Și e ok. Dar mașina asta, repet, în varianta fără CVT costă 20.000 de euro. Repet, fără niciun discount aplicat de la dealer. Nu, n-are niciun rost, mai bine nu. Uite, și peste gropi, acum nu se aude nimic. Nu bubuie grav. Nimic. Nu bubuie nimic grav. Hai să tragem o concluzie. O mașină care ne place pentru că arată în continuare suficient de funky. Japonezii în continuare fac Civic-ul ciudat, în modul ăla bun. Nu încearcă să arate nici german, nici franțuzez. Încearcă să arate a Honda. A Honda, frate. Asta este o Honda care ne place. Civic-ul arată bine, este o mașină diferită, dar mare atenție. Dacă e mașina asta în oraș, da, ea e neapărat senzori. Nu cum e mașina asta care nu merge pe senzori de parcare, pentru că nu prea ai vizibilitate. În tradiția Civic-urilor nu vezi prea mult din colțuri. Mașina asta are senzori, are un senzor defect. Are senzori? Da, da, da. Deci vine și cu senzori de parcare. Cineva a lovit un senzor? Da, îmi imaginez. Ok. Dar chiar și așa, recomandarea mea este, nu lua mașina asta fără senzori. Are cameră de mers cu spatele, chioruță așa, dar important e că există. Însă nu cumpăra mașina asta, spuneam, fără senzori de parcare, pentru că vei avea mari probleme în zonele înghesuite. Mai ales fiind o mașină pe care vei folosi destul de mult timp în oraș, ar trebui să ai grijă la colțuri. Reparațiile pe tehnicigerie sunt cele mai des întâlnite la Honda, pentru că se merge tare cu mașinile Honda, mi-a zis mie cineva asta mai de mult. Și nu ai vrea să atingi colțurile, mai ales că are și foarte multe elemente din plastic. Plus că ți-ai cu casco. Care costă? Dacă ți-ai nou, ți-ai cu casco, deci nu te interesează aspectele acestea. E sigur? Da. Ok. Cu 500 de euro în plus față de varianta cu cutie CVT, poți să-ți cumperi Civic-ul Sport Plus, cu motor de 1,5 litri, 180 de cai putere. Tu insisti. Și care acord. Merge foarte bine și am mers cu mașina și merge senzațional, consumă decent. Nu ai de ce să te plângi, de exemplu, cu mașina. Ți-o iei și cutie manuală. Mașina by default va sta senzațional pe șosea. Este prima mașină sport
De fapt, este prima mașină non-sport care stă ca o mașină sport pe șosea, fără să se laude că e sport peste tot, știi, cu stickere, cu apps. Da. Majoritatea producătorilor încep să facă mașinile compacte care să fie bune și pentru oraș, dar și cu un pic de sport. Cei de la Honda încă mai insistă să mai facă câte o mașină care să se miște bine, să fie și sport. Și asta ne place. Dacă vă place și vouă Civicul, nu uitați să ne dați mai jos un like, un share, un subscribe, un comment. Spuneți-ne cum vi se pare Civicul. Mie îmi place foarte tare cum arată. Cred că în segmentul ăsta e cea mai frumoasă mașină. Da. Nu? Da. Mi-a scăpat ceva? Nu. Este ceva mai frumos? Nu. Toată lumea face design cu minte, Honda face exotic și asta ne place foarte tare. Și cred că în această combinație ciudată de un litru cu cutie automată și cu toate dotările astea, mașina asta se califică pentru una dintre cele mai interesante opțiuni pe segmentul de compacte, dacă vrei o mașină cu un buget bun, dar să fie un pic aparte. Și să fie și economică mai puțin pe 1.0. În oraș nu cunosc mașină pe benzină care să facă consumuri mai mici de 8-9. Și de aceea nu știu ce încă le facem. Probabil că ar trebui să intervenim un pic pe legislație și să nu-i mai lăsăm să coboare atât de jos. Și 1.5 mi se pare puțin, dacă mă întreb pe mine. Nu, e ok, la 180 de cai. Cu turbină. Amintiri. Cu turbină. Da. Adus aminte de vremurile când 1.6 benzină însemna 90 de cai putere. În 8 valve. Vai steaua lui. Exact. Vai steaua lor. Dar uite, gata, am ajuns și la chestia asta, cât de curând dintr-un litru o să scoate și 1000 de cai. Nu e o problemă, mai punem încă 3 turbine. Și cam atât despre testul nostru de astăzi. Încă o dată așteptăm impresiile voastre mai jos la comentarii. Hai să intrăm în conversație și spuneți-ne cum vi se pare vouă noul Civic, pentru că nouă ne-a cam plăcut. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și până data viitoare. Am mai zis asta, Marian. Da. Da. Oricum, numai bine.